Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Nu mai pot. Taurul din noi a spus hai, mai departe. Și am văzut un restaurant pe colț. Am zis, suntem morte de foame. Hai să strângem banuții care avem și poate ne iese două ciorbiți. Ce? Ne-am dat afară? Da. Măi, ne-a luat și ne-a ușit ca două ne-a dat afară ca două cu... Așa m-am simțit. Ne-a dat pur și simplu afară și ne-a certat. Poate că două le trata mai bine, da. A, sigur. Chiar. Am trăit cea mai mare umilință din viața mea. Da. Ți s-a întâmplat vreodată așa? Nu, nu, nu. Nu eram indecent îmbrăcate. Eram foarte ok. Ok, pe cum? Da, nu eram oamenii... Hai, să zici, mai ești într-o țară musulmană, cravată. Nu le place că avem un număr gol, că sunt tunsă, că da, sunt cu ruși. Nu aveam nicio sută. Suntem să într-o țară așa. Ortodoxă în care ei nu sunt duși la biserică. Our house is closed. Aha, ok. Ok. Madlova. Why is closed? Corona. Ah. We are vaccinated. We are vaccination. Nu, no, ei au. You are. Ah, ok. Good luck. Așa. Am crezut că o să dorm la picioarele lui Stalin și nu mi-aș fi dorit asta niciodată. Poverina zicea, nu se poate așa ceva și eu ziceam, o să fie așa ceva. We were running through the mountains and we were supposed... Bucurat când l-am văzut. Mi s-a părut o super mega reacție. Nu mă așteptam să fie chiar atât de puternică. We're gonna fight. This is my husband. Trebuie să-i mulțumesc că a acceptat. Ce? Să-i fac surpriză soției. Ah, da, bravo, că nu știam despre ce vorbim. Despre asta vorbim, fie de. Bine, natural. Nu ne așteptam. Mama mia. Ea oricum e mai vocală, se exprimă mai liber. Eu mă bucur așa mai pe interior. Așa deși mi-aș dori. Așa sunt și eu, deși nu mă întreabă nimeni, fiu... așa sunt și eu cred că el e mai sensibil. Dar îți dai seama că aveam un gol în stomac în care și eu mă gândeam. Dar, normal. Na, dar Lizzie, na, ce să... Mi-ar fi plăcut foarte tare să fim toate trei echipele la acest joc pentru amuletă. Dacă o să câștig eu. Nu te las. Dar ce crezi că eu te las? Le rupem pe genunchi. Rupem, mai ales dacă avem de croit, de cosut. Rupem. Pe croșetat te bași tu, da? Da, eu sunt... Fiert. Așa că am spus, hai să mergem fiecare la casa lui. Foarte ciudat. Măi, mi-a fost dor de el câteva ore, jur. Dureros, aș putea spune, dar mâine aveam o amuletă de jucat și voi fi nemilos. Am râs, am glumit, am aflat, uite, un lucru de care nu știam. Iulia are o fetiță de 12 ani, foarte tare. Ne-am distrat foarte, foarte bine. Sunt băieți foarte muncitori și mi se pare că au o legătură specială. Ei nu au venit aici ca să câștige. Ei au venit pentru o experiență. Și de aceea eu cred că vor ajunge în final. Hai, pa! Iulia, să ai o noapte. Voi să aveți două, auzi? Doamne ajută! Asia Express este o experiență pe care o poți avea o dată în viață. Poate să te transforme într-o persoană mult mai bună și să-ți schimbe viața în bine. Dacă nu știi ce să faci cu această experiență, te poți pierde și poți trăi dezamăgirile vieții tale, cred. Nu mai zic nimic, ce să mai zic. Măcar copiii să fie, dacă ar fi bine. De calul ăla în Capadocia ți-a fost frică? Nu. Nu regret faptul că sunt aici, dar mi este dor de mama. Noi, înainte de această aventură, nu eram atât de apropiate și am devenit un întreg. La mine e o situație mai mult așa de grijă, pentru că știu că mama e foarte obosită în acest moment, că știu că a ajuns la limita bateriei și atunci faptul că nu eram cu ea mă îngrijora. Are scăderi de calciu, are scăderi poate și de tensiune, adică asta a fost singura mea grijă, unde era mama în orice moment. Eu mă așează aici, nu mai pot să merg. Mamă, nu mă pot poveri. Eu sunt atât de mândru de ea că am ajuns până aici și în orice moment, dacă ar trebui ea să spună stop, eu sunt mândru pentru tot ce a făcut. Adică dacă în prima săptămână, a doua săptămână trăgeam de ea, acum
pot doar să o felicit. Continuăm, nu? Continuăm. Adevărat că nu ne-a obligat nimeni să faci azi espres, dar e foarte greu. Mă doar în picior că nu mai simt, mai vine iar amețeală, nu mă pot de buzală, pe bune nu mai pot. Noi am căutat ore, 4 ore. George, where we go? Ok, am găsit un băiat. Arătava într-un fel, pentru că avea și o carte în mano, și un caiet. Chiar părea că vrea să ne ajute. Da. Că noi putem să fie mama lui. Am mers cu băiatul ăsta din foarte ușă, târziu. Ușă, din casă în casă. Mă va f***o, idiota! George al nostru, nu se lăsai. Noi nu avem energia, dar George avea multă energie. Hello, good evening! We need your help because we are disperate. Și noi cu George al nostru le povestim. M-a șocat că a spus: "If you will sing the true Romanian song, then I will let you enter." Somno mișa, pic de somno. Somno, mișa, pic de somno. Au, dar n-am unde să adorm, măi. Au, că ușile stăte închisă, că ușile stăte închisă. Au, și luminile sunt stinse. Și luminile sunt stinse. Bravo, Diana! Bravo! Thank you, what's your name? George? Ah, George, grazie! George ne-a primit, da. Mi s-a părut... Saturn s-a aliniat planetelor lumii și după o căutare de coșmar, suntem fericite. Paradise, perfecto, thank you. Bravo, so much, thank you. Grazie. Madlova, thank you so much. Gata, am rezolvat-o. Am rezolvat problema. Am băut, am mâncat, am vorbit, am conversat. Cert este că de-abia am așteptat să ajungem la culcare. Cred că noi avem două caracteri foarte tari. Suntem luptătoare și facem orice putem pentru să mergem mai înainte. Da. Pentru copiii noștri am face tot. Orice. Copiii noștri ce-l face? Speranță nu ne fac bunică prea devreme. Ce nebună ești! Cum se fac 1, 2, 5, 4, 2, 1? Da, da, ce pericol! Susține spiritul de aventură! Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.